Generozitatea unei firme din Arad și a medicilor de la Spitalul Atena din Timișoara aduc din nou zâmbetul pe fața unui copil de 13 ani care nu își mai putea mișca mâna dreaptă din cauza unui accident. M-am prins la mașina de toca carne electrică. Așa mi-au fost degetele. Și aia mi s-a încărnit. Degetul? După ce am venit la operație, m-a operat doctorul și... M-a și tăiat. În trei locuri am fost tăiat. La asta din mijloc. Osul aici am fost tăiat, aici m-a ieșit osul, osul de aici a fost afară, ăsta, numai în două locuri, ăsta mi s-a vindecat, aici am fost strânsă pielea și aici, cu mai drept. Și are ațe acolo, peste tot, aici peste tot am ațe. Și ce-a zis doctorii, o să fie bine? Da, a zis doctorii că pe săptămâna viitoare, pe vineri sau pe sâmbătă, dă drum acasă. Și a zis că o să fie bine, tot o să fie ok. Avem de face cu un caz social, este vorba de un copil de 13 ani, un băiețel. A avut un accident casnic. Ne bucurăm că suntem parte din această echipă și în urma operației care s-a finalizat cu succes, acest copil își poate relua activitatea. Acum câteva zile ni s-a adresat o fundație, de fapt, care a identificat undeva un copil, un caz social, cu o problemă destul de gravă la mâna dreaptă. El a fost tratat de colegi de-ai mei, însă a rămas cu degetul medius, complet modificat. El avea o formă oarecum de cârlig. Era imposibil să și-l miște și mai mult de atâta îl incomoda la aproape orice activitate. Am intervenit chirurgical cu colegul meu, cu doctorul Jiga, și am făcut ceea ce se cheamă o reconstrucție funcțională de mână, adică după această operație pacientul nostru în vârstă de 14 ani își va putea folosi întreaga mână. Deci, practic, am îndepărtat partea nefuncțională. Uite-l pe pacientul nostru. Am îndepărtat-o în așa fel. Hai de aici, lângă mine. Salut! În așa fel încât să poată să-și folosească, să ai grijă să nu agăți acolo, să-și folosească întreaga mână. Salut! Ce faci? Nu pot să dau mâna cu tine, dau cu stânga. Vedeți că el este bine, eu o să-l văd acum la pansament și o să-i dăm probabil drumul, că fiind la mână, el poate să circule și să umble.